O fată de 16 ani a dispărut fără urmă după ce a mers să doarmă la o prietenă. Gabriela nu s-a mai întors acasă. Oamenii legii o caută cu disperare. La data de 18 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați să efectueze verificări în vederea depistării unei minore în vârstă de 16 ani, dispărută din Gătaia, județul Timiș. La data de 14 martie, Șehuleac Gabriela Cătălina a plecat de la liceul din Gătaia unde este elevă urmând să rămână peste noapte la o prietenă în Gătaia, iar la data de 15 martie să se întoarcă la domiciliu, dar până în prezent nu a revenit. Semnalmentele tinerei sunt înălțime 1,65 m, 65 de kg, păr lung și șaten, ochi verzi, fața ovală. Ultima dată a fost îmbrăcată într-o geacă vișinie, pantaloni negri și adidas albi. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.